ca urmare a unui apel la 112, forțe și mijloace de intervenție din cadrul detașamentului de pompieri roman și a serviciului voluntar pentru situații de urgență din comuna Gădinți au intervenit pentru localizarea și lichidarea unui incendiu ce s-a manifestat la o construcție amplasată într-o gospodărie din comuna Gădinți. Din cauza focului deschis în spații deschise, a ars construcția din lemn pe o suprafață de aproximativ 35 de metri pătrați, în care erau depozitate 100 kg de fân și 8 metri cubi lemn de foc.